Astăzi o să vă spun părerea mea sinceră despre Tesla Model 3 după un an de folosire, dar mai întâi să intre cinematic. Acum un an, pe 4 noiembrie, am ridicat această mașină din reprezentanță. A fost printre primele mașini care au ajuns în România și efectiv am avut entuziasm foarte mare. Cel mai bine vă arăt cadrele pe care nu le-am pus niciodată pe YouTube. Să vină cadrele! Asta e mașina. Asta e mașina? Da. Ia uite-o, mă, fix în față aici. Deci nu o să mă opresc din zâmbit, chat. Eu încă nu închipui că asta e mașina mea, sincer. Prima dată când intră în mașină. Mă. Bă, eu nu cred, mă, că asta e mașina mea, mă. Mamă, cum miroase asta mașină nouă. Miroase, vai de capul meu. A nou, tot. Vai de capul și de zilele mele, cât de mișto e. Mamă, frate. Efectiv, nu mai am cuvinte să mai adaug nimica, decât că vă mulțumesc pentru tot suportul acordat de-a lungul anilor. Nu mai pot să mai zic nimic în momentul de față, sunt prea fericit. Pot să zic decât că o să vină content din ce în ce mai frumos pentru voi. Vă pup, vi las pe Andrei din viitor. Cam atât de fericit eram eu acum un an când am luat această mașină și pot spune că încă sunt fericit când mă uit la ea și mă mir încă de cum arată. Mă bucur că n-am avut până acum un eveniment nefericit cu mașina și mașina după un an încă este foarte bine. Am în momentul de față cu mașina undeva la, da, să mă uit, 32.800 de kilometri i-am făcut în decursul acestui an. Eu zic că am făcut destule mulți kilometri. Majoritatea kilometrilor au fost făcuți în timpul verii, pentru că atunci am călătorit mai mult. Și interesant e că am făcut 32.800 de kilometri și am cheltuit doar până în 200 de lei pe combustibil pentru mașina asta. O să vă explic și asta într-un videoclip viitor. Spuneți-mi dacă vreți să facem un videoclip cu plusurile și marile minusuri la mașina asta. Dacă vreți să vedeți videoclipul ăsta, spuneți-mi în comentarii și o să-l filmez. Ca să vă faceți o idee, am dat mai mulți bani pe spălarea mașinii decât pe combustibilul de la mașina. Asta e o chestie destul de amuzantă. Fără să mai stăm la discuții, hai să luăm mașina de la cap la coadă, să vedem ce modificări am făcut și o să o luăm de la bun început, să ne uităm în față. Mulți dintre voi mi-ați spus în comentarii de ce nu mi-am pus numerele verzi. Ați văzut că mașinile electrice au numerele verzi. Ei bine, mașina mea nu le are, este electrică, dar nu am numerele verzi pentru că nu am vrut să le schimb. Mie unul îmi place cum arată, fiind mașina alb cu negru în momentul de față, mi se pare că numerele negre arată foarte ok pe mașină și numerele verzi arată ok, sunt mai unice, mai așa, dar mie nu prea îmi plac. Dacă, spre exemplu, schimb numerele negre în numerele verzi, nu o să pot să le mai folosesc pe acestea negre și nu o să pot să mă mai întorc și, practic, pentru că am numerele negre, este un semn că am mașina de mai mult timp decât celelalte mașini electrice care sunt în momentul de față și mie personal nu prea îmi plac cum arată numerele verzi. Acum că am rezolvat întrebarea asta care tot se spunea legat de număr, hai să vă spun părerea mea legat de acest franc din față. Eu cam pentru asta l-am folosit. Dacă sunteți curioși ce țin eu în portbagajul ăsta din față, țin un lichid de parbriz și un cablu foarte lung de 20 de metri. Dacă cumva rămân în pană și am nevoie să extind curent, practic, e folositor. Niște lucruri de curățenie împreună cu o cârpă de microfibră. Uneori mai pun și niște bagaje în față, dar rare ori. Dar per total, da, e folositor locul ăsta din față pentru mine. Ultima schimbare care am făcut-o la mașină așa mai mare a fost jantele astea, care practic erau de la bun început pe mașină, dar aveau un capac peste. Și mie îmi plac destul de mult cum arată fără. V-am întrebat în videoclipul ăla, majoritatea a spus că arată mai bine fără capace, dar când o să merg la drum lung, vă dați seama că o să pun capacele ca să am mai mult range, pentru că ajută la drum lung când mergi cu viteze mare să fie mai aerodinamică și câștigi câțiva kilometri. Aici avem chestia asta care este pusă de mine. Nu are niciun rol special, doar face mașina să arate mai bine.
Aici pe laterală nimica. Aici uitasem total de foliile de pe geamuri, care sunt neapărat, după părerea mea, să le pui pe mașină, pentru că fac mașina să se vadă mult mai mișto contrastul dintre alb și negru. Și evident, alt avantaj este că oamenii nu se pot uita în interiorul mașinii din cauza acestor folii, fapt care l-am testat și când nu au reușit polițiștii să se uite în spatele mașinii când era parcată în videoclipul de 24 de ore blocați. Pe lângă asta, am aplicat și pe lunetă o folie, de la fel cu opacitate mai mare, ca să se vadă mai frumos contrastul dintre alb și negru sau de ochii curioșilor care voiau să se uite în interiorul mașinii. La spate, o mare schimbare este acest spoiler care schimbă foarte mult spatele la mașină și îmi place mult, mult mai mult cu chestia asta de carbon neagră, care vă dați seama că probabil nu este de carbon, este luată de pe AliExpress. Nu mai știu exact cât am dat, cred că 80 de euro. Nu știu, am spus în videoclipul cu spoilerul, aveți videoclipul pe canal. Cam așa arată spatele. Lucrul ăsta face să schimbe mașina mult mai bine, pentru că în mod normal era alb. Și o singură chestie care pot să spun la spoilerul ăsta după ceva timp de folosință, vin mai aproape, a început să se ia vopseaua de pe el, dar de ceva timp. Eu cred că e de la soare, nu știu exact dacă e vina de la soare. Spuneți-mi în comentarii de ce credeți că s-a luat vopseaua de pe acest spoiler. Și cam asta e la spate. Hai să deschidem portbagajul. Foarte încăpător, chiar n-am avut nicio problemă cu el. Când am mers cu foarte mulți oameni în mașină și la drum lung. Mașina asta a fost supusă la multe teste de-a lungul acestui an, așa că dacă vreți să vedeți aventura, o aveți oricum pe canal. Am pus-o și să urce pe timp de iarnă, deși e doar tracțiune spate. Ne-am chinuit pe acolo. Efectiv, a fost supusă la foarte multe mașini asta. Pe lângă tot spațiul ăsta pe care îl vedeți aici, mașina mai dispune de un spațiu în care aici în spate țin cablurile de încărcare, un aspirator și o trusă care ține un compresor în caz că, Doamne ferește, trebuie să umfli o roată. Important e să ai un compresor la tine. Majoritatea dintre voi știți care e treaba cu spatele mașinii, așa că haideți la interior să vă explic ce nu-mi place la mașina asta și ce s-a întâmplat de-a lungul acestui an. Și acum să vă spun marele minus care s-a stricat la mașina asta și nu mi se pare deloc ok din partea Tesla că s-a întâmplat treaba asta. Uitați-vă și voi ce uzură are volanul. Deci nu înțeleg de ce s-a făcut așa volanul. Nu cred că e normal. Uite ce urme au rămas aici. E o defecțiune de la volan și m-am dus la service să rezolv cu mașina și în concluzie o să-mi fie repus volanul total, efectiv, o să vină cu un volan nou și o să-mi pun un volan nou pe gratis, pe garanție, ceea ce mi se pare destul de ok că să măcar se întâmplă treaba asta. Ca idee legat de update-urile mașinii, am primit update până și de vreo 3 ori într-o săptămână și dacă cumva nu primești o perioadă lungă de timp update-uri la mașină, o să vină un update probabil foarte mare, ceea ce mi s-a întâmplat recent, adică chiar ieri am primit un update la mașină și haideți să vă arăt ce s-a modificat la mașină. S-au băgat niște update-uri la autopilot, la energie, avem un nou meniu, la aplicația Tesla, acum puteți vedea mai multe detalii, la superchargere, acum avem opțiunea de, ca să vedeți, să vă explic mai clar, la superchargere Tesla putem vedea exact acum timpul de așteptare 5 minute și să vedem că în momentul de față este full și cam în ce intervale este gol superchargerul din București. Să discutăm un pic despre interiorul mașinii astea, pentru că e foarte discutat. Majoritatea oamenilor spun că este oribil, pentru că este foarte gol, foarte simplu. Adică nu mai e complicat, n-are butoane și multă lume e confuză și nu înțelege de ce. Că e prea simplu, e prea urât. Treaba asta cu să te uiți în partea dreaptă la viteză, eu am obișnuit foarte repede și în momentul de față mi se pare mișto că nu am nimic în față, pentru că am o vizibilitate foarte bună și se poate vedea totul foarte clar. Și nu e inconfortabil să te uiți aici în partea dreaptă, pentru că viteza apare fix aici în partea stângă. La interior sunt o grămadă de spații de depozitare. Foarte mișto mi se pare locul ăsta de încărcare wireless al telefonului. Îl pui și se încarcă direct. Poți să spui și Waze-ul dacă vrei să ți-l pui. Eu am găsit o metodă să-l pun și pe tabletă. V-am mai explicat într-un videoclip anterior cum. Aici ai o grămadă de spațiu de depozitare. Mai dai ăsta, mai ai încă un spațiu de depozitare. Niște USB-uri pe aici. E foarte mult spațiu. Acum un mare plus la interior și la sistemul de la Tesla este efectiv tableta asta. Mi se pare genială. N-am văzut pe nicio mașină și nu cred că există nicio mașină care să aibă un sistem de soft atât de bine pus la punct, să se miște atât de bine, să nu aibă nicio problemă, adică nu am văzut până acum să frâneze, să aibă vreo problemă. V-am zis, am o grămadă de kilometri cu mașina și
poți să spui Netflix, poți să spui YouTube, dacă nu știi, te poți juca, poți să faci o grămadă de șmecherii pe care le-am mai explicat în videoclipurile anterioare, dar per total pot spune că sunt mulțumit de navigația asta care o are mașina. E destul de complicat poate pentru oameni care nu prea folosesc neapărat tehnologia și vă plac lucrurile clasice, dar dacă îți place tehnologia, nu văd de ce ai avea vreun impediment cu mașina asta. 32.808 km și am consumat 6.082 de kW cu un consum de 18 kW. Consumul e destul de măricel, adică am condus destul de tare, unii am văzut că au un consum destul de mic, dar este un consum pentru 32.000 de kilometri de-a lungul acestui an și pe timp de iarnă și pe timp de vară, consum și condus de toate tipurile. Dacă aș fi plătit pe curent 2 kW, adică cât costă în principal în medie la stațiile de încărcare cu plată, cam atâția bani aș fi plătit eu în decursul acestui an dacă aș fi încărcat mașina, dar eu, pentru că am încărcat în principal gratuit la Supercharger sau la stațiile gratuite, am plătit până în 200 de lei. Sunt destul de sigur că l-am acoperit toate ideile pe care voiam să le zic în acest video, așa că dacă mai aveți alte întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai mulți dintre voi. Deci, ca o concluzie după un an cu Tesla, eu văd ca cea mai bună investiție pe care am făcut-o eu să dau banii ăștia, pentru că 33.000 de euro 500 pe mașina asta mi se pare un preț foarte, foarte bun. Mașina asta acum oricum nu mai costă atâta. Cred că a ajuns undeva la 40.000 mașina, eu am luat-o la 33.500, acum cred că am ajuns undeva la 40.000, dar tot e o variantă destul de bună, nu știu exact cât este prețul acum. Dai banii ăștia pe o mașină în care nu mai investești bani dacă vrei, adică eu am vrut personal să o fac mai frumoasă, de-aia am cheltuit banii ăștia. Cu ocazia asta vă provoc să-mi spuneți în comentarii ce mașină credeți că ar fi mai benefică la prețul pe care am dat-o eu. Ce mașină aș fi putut să-mi iau eu la prețul ăsta care să fi meritat mai mult? Nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să facem ce îmi place la mașină și ce nu-mi place, pentru că nu le-am acoperit pe toate în acest video. Mai sunt o grămadă de lucruri pe care nu le-am spus ca să nu mă lungesc cu acest videoclip. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ciao!